Luni se va relua proba de examinare teoretică pentru obținerea permisului de conducere, dar pentru a se evita aglomerația, programările se vor face online. Trebuie doar să accesați site-ul drpcif.ro, secțiunea Programări online, înregistrare dosare. De luni se reia proba teoretică a examenului auto. Este anunțul pe care îl fac autoritățile. Probele se vor desfășura în condiții de siguranță, fiind respectate măsurile de protecție, iar un prim pas până să ajungeți în sală este programarea online pe site-ul drpcif.ro. Începând de luni, 15 iunie, se va relua activitatea de examinare la proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Pentru a preveni aglomerarea spațiilor interioare ale sediului serviciului, accesul la sala de examen va fi posibil doar în baza unei programări online. Programarea va fi efectuată pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, drpciv.ro, secțiunea Programări online, accesând opțiunea Înregistrare dosare. Proba practică pentru obținerea permisului auto s-a reluat deja pentru cei care trecuseră de pragul examinării teoretice.